Partidul Național Liberal alături de mine. Pentru că, nu-i așa, ne unește aceeași credință puternică în valorile și în principiile liberale. Acestea ne-au ghidat calea și cred că împreună am reușit să facem multe pentru consolidarea democrației în România, pentru parcursul său euroatlantic și pentru dezvoltarea sa. Din 2020 traversăm o perioadă extrem de dificilă, cu numeroase provocări și crize succesive sau chiar suprapuse. În mod evident, este ușor, relativ ușor de guvernat în perioade de prosperitate, când lucrurile decurg normal, dar infinit mai dificil când trebuie să ghidezi țara în vremuri tulburi, cum a fost pandemia de COVID-19 sau actuala criză de securitate generată de războiul purtat de Federația Rusă împotriva Ucrainei. Dar, indiferent de cât de greu a fost, de cât de însemnate au fost costurile electorale, un singur partid, demn de istoria și tradiția sa, și-a asumat fără ezitare responsabilitatea guvernării. Partidul Național Liberal. În definitiv, PNL a rămas același partid autentic care nu și-a abandonat niciodată în cei aproape 150 de ani de existență doctrina, crezul sau valorile. Prin noi înșine este și astăzi deviza care arată hotărârea liberalilor de a se implica și angajamentul ferm de a fi mereu în prim planul politicii românești, pentru oameni și pentru țară. Dragii mei, toate aceste provocări majore din ultimii ani ne-au determinat să luăm decizii care să aibă în vedere, în primul rând, nevoia de stabilitate. Trecem prin momente când se impune să strângem rândurile, cum se spune, și să aducem la aceeași masă viziuni politice diferite, astfel încât guvernarea să reprezinte majoritatea românilor. Acest lucru nu înseamnă însă nici pe departe renunțarea la principiile liberalismului. Dimpotrivă, premisele pe care tocmai le-am menționat ne conduc într-o singură direcție. România are acum șansa demarării unor schimbări cu impact pe termen lung, iar voi, liberalii, aveți responsabilitatea de a fi nucleul acestor ample reforme care vor avea ca efect modernizarea și consolidarea statului. Investiții masive în domenii strategice, precum infrastructura rutieră, spitale și școli, gestionarea eficientă a banilor din Planul Național de Redresare și Reziliență, adaptarea, care deja a început, a sistemului de învățământ la principiile actuale ale științelor educației. Toate acestea sunt proiecte concrete pe care miniștrii și parlamentarii liberali au obligația să le ducă la bun sfârșit. Dragi liberali, timpul luptelor politice interne a trecut. Cel puțin, așa cred eu și cred că dumneavoastră vă doriți același lucru. Partidul Național Liberal a făcut toate schimbările pe care le-a considerat necesare pentru a asigura o conducere capabilă să garanteze o guvernare competentă care să ofere șansa unui succes electoral în viitor, mai exact în 2024. PNL are în acest moment
un lider ales, domnul premier Nicolae Ciucă, cu o solidă majoritate a membrilor partidului și astfel suntem în situația pe care foarte mulți și-au dorit-o, ca președintele PNL să fie premierul Guvernului României. Acum, prioritatea absolută este aceea de a gestiona eficient aceste crize serioase cu care ne confruntăm și să luăm cele mai bune măsuri în sprijinul populației. Partidul Național Liberal a fost întotdeauna un partid pentru oameni, un partid care să asigure o guvernare stabilă, cu un executiv racordat la provocările momentului. Așa cum îndelungata sa istorie a dovedit-o, Partidul Național Liberal este vectorul dezvoltării României și subliniez acest lucru. Eu știu asta și românii știu asta pentru că au votat masiv Partidul Național Liberal. Astăzi, de ziua dumneavoastră, dragi liberali, vă doresc la mulți ani cu realizări notabile pentru patria noastră, pentru țara noastră, pentru români. Vă doresc să aveți parte de cea mai mare bucurie și de satisfacția cea mai de preț la care poate spera un om politic, aceea de a contribui la bunăstarea națiunii sale și de a vedea că proiectele pentru care a fost votat aduc rezultatele pozitive în viețile oamenilor. Vă mulțumesc, la mulți ani! Vă mulțumim, domnule președinte al României. Dau acum cuvântul președintelui Partidului Național Liberal. Așa cum au stat lucrurile de multe ori în istoria noastră, și astăzi președintele PNL este prim-ministru României, combinația firească pentru garantarea succesului Partidului Național Liberal. Vă rog, domnule președinte. Excelența voastră, domnule președinte, distinși invitați, doamnelor și domnilor, dragi liberali, bună ziua, Hristos a înviat! Vă rog să-mi dați voie să încep prin a exprima bucuria și onoarea de a fi astăzi aici împreună cu președintele României și invitații noștri de ziua Partidului Național Liberal, în acest loc cu o semnificație profundă pentru partidul nostru, pentru liberalismul românesc și pentru România. Acest loc minunat este încărcat de istorie și vă invit să îl descoperiți în detaliu, pentru că aici s-au scris file importante din viața statului român. După o istorie tumultoasă, Casa Brătienilor este din nou readusă la viață și gata să spună povestea celor care îi trec pragul. Doamnelor și domnilor, Casa Brătienilor nu este doar un muzeu frumos. Este un simbol viu și actual al valorilor liberale care au reușit să reziste timpului. Pentru ca istoria PNL să ne inspire, nu putem să ne rezumăm doar la a-i evoca pe brătieni, pe liderii istorici ai PNL și, desigur, a evoca faptele lor. Trebuie să ne reamintim că au fost oameni politici, cu victorii și înfrângeri, lăudați, dar și criticați la vremea lor. Perseverența, rezistența și încăpățânarea de a reuși prin voința proprie sunt valorile care i-au definit și care trebuie să ne inspire și pe noi.
A fi liberal nu este doar o simplă alegere a unei doctrine politice sau economice. A fi liberal este o trăsătură de caracter și un mod de viață. Din acest punct de vedere, orice persoană rațională are o trăsătură liberală pe care o va descoperi mai devreme sau mai târziu pe parcursul vieții. Se numește voința de a face, de a construi un destin mai bun pentru sine. Voiește și vei putea, spun liberalii. De altfel, chiar dacă oamenii se declară a fi de stânga sau de dreapta, progresiști sau conservatori, atei sau credincioși, toți împărtășesc într-o manieră mai puternică sau mai reținută două nevoi fundamentale. Nevoia de libertate și nevoia de prosperitate. Iată cele două valori fundamentale pe care se pot realiza cel mai bine în cadrul unui stat liberal. Doamnelor și domnilor, acum și aici, în Casa Brătienilor, vă rog să-mi permiteți să vorbesc despre ceea ce cred eu că este statul liberal pe care toți liberalii, indiferent dacă sunt sau nu membri ai Partidului Național Liberal, au obligația să îl construiască și să îl protejeze. În primul rând, statul liberal garantează și promovează libertatea cetățenilor săi. Libertatea autentică poate exista doar acolo unde există lege, în societățile democratice, cu o guvernare stabilă, rațională și moderată. Libertatea se realizează atunci când demnitatea umană și toate drepturile fundamentale ale persoanei sunt recunoscute și așezate în centrul preocupărilor instituțiilor statului. În al doilea rând, statul liberal este un stat de drept. Statul de drept este un stat în care puterea politică, ea însăși limitată prin Constituție și lege, iar majoritatea care decide nu poate să devină abuzivă. Din această perspectivă, statul de drept este și o valoare fundamentală pentru Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană și premisa integrării și a dezvoltării noastre în aceste structuri care ne garantează securitatea și dezvoltarea economică. În al treilea rând, statul liberal este un stat protector. Statul protector nu se confundă cu statul providență. Statul liberal protector garantează siguranța și libertatea cetățenilor săi prin protejarea drepturilor și libertăților fundamentale, respectiv prin apărarea suveranității și a integrității teritoriale. Din această perspectivă, apartenența României la Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană este cea mai importantă garanție în fața amenințărilor recente de securitate. În al patrulea rând, statul liberal este un stat care asigură stabilitatea economică. În societățile contemporane, liberalismul economic garantează și promovează competiția în economie. Totodată, în societățile contemporane, statul liberal trebuie să asigure predictibilitate fiscală și investiții. Predictibilitatea fiscală garantează că agenții economici, de la cel mai mic antreprenor la o companie multinațională, pot prevedea acțiunea economică pe termen mediu și lung. Așteptările lor legitime sunt protejate de încrederea că instituțiile statului nu își modifică politica fiscală atunci când aceasta a căpătat stabilitate și eficiență în timp. Pe de altă parte, investițiile garantează dezvoltarea sănătoasă a economiei și o creștere economică stabilă. Garantează și protejează locurile de muncă ale cetățenilor. Investițiile sunt cele care ne ajută să depășim crizele economice. Și în acest context extrem de dificil pentru toate societățile democratice, România are nevoie de investiții ca de aer. Cu Partidul Național la Guvernare,
În România se investește și se investește acum. Din acest motiv, fondurile europene multianuale, PNRR, alături de toate celelalte programe de investiții ale guvernului și autorităților locale, reprezintă garanția stabilității și dezvoltării economice a României. Doamnelor și domnilor, închei intervenția mea cu un mesaj de speranță pentru viitorul Partidului Național Liberal și al României. Partidul Național Liberal este singurul mare partid național care promovează liberalismul economic și politic. Are o viziune politică de centru-dreapta, iar istoria mai veche și recentă ne arată că este partidul care garantează stabilitatea guvernamentală, dezvoltarea economică și moderația în actul guvernării. Partidul nostru, alături de președintele României, excelența sa, domnul Klaus Werner Iohannis, reprezintă garanția ce susține cu toată tăria apartenența României la Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană, asumând valorile democrației constituționale de tip occidental. Dați-mi voie să vă mulțumesc tuturor pentru că ați fost alături de noi aici, în acest loc încărcat de istorie și fapte ale Partidului Național Liberal, ale liderilor lui brătienii. Să vă urez la mulți ani tuturor, să urez la mulți ani Partidului Național Liberal și să urez la mulți ani României. Vă mulțumesc!